Bună ziua. Bună ziua. Am o problemă la dumneavoastră. Spuneți-o, rog. I-am împrumutat unui prieten de-al meu 200 de lei și, mă rog, omul foarte corect mi-a expediat printr-un mandat poștal. Pe numele meu adevărat, dar pe adresa instituției, pentru că pe cea de acasă nu o cunoștea. Da, și? Da, și factorul dumneavoastră poștal mi-a dus mandatul la o oră când eu nu mai eram la servici. Când asta? Ieri. A, atunci însemnează că mandatul a fost depus? Depus? De ce? Așa sunt dispozițiile cum. Da, mă rog, și unde a fost depus? La ghișeu. La care ghișeu? Aici, la noi. Ah, foarte bine. Mi-era teamă că mă puneți pe drumuri. Nu, v-ați înșelat. Da. Dacă sunteți amabil să-l căutați, știți, sunt puțin cam grăbit. Da. Numele meu e... Cristian Simionaș. Da. Sunteți un pasionat filatelist? Exact. Mă cunoașteți? Cum? Nu vă mai amintiți de mine? Iertați-mă, dar... Cum? Ne-am întâlnit de câteva ori, vinerea, la cercul filatelic. La cer. Și dumneavoastră sunteți filatelist? Nu. Am fost cu cumnatul meu. Cu Bratiș. Brate? Brate, cum să rog? Da, mi-aduc aminte. Ia stai, omule, bine că te-am întâlnit. Eu îți datorez dumitare 25 de lei. Nu se poate. Nu se poate. E sigur. Mi-amintesc și cum s-a întâmplat într-o seară. Dădusem ultimii bani pe seria aceea completă cu Olimpiada de la Tokyo. Seria aceea suedeză, știți? La ieșire lua cu găleata și dumneata foarte amabil mi-a împrumutat 25 de lei ca să am bani de taxi. Da, exact. Da. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, nu, pur și simplu am uitat. De fapt, nu ne-am mai întâlnit. Nu face nimic. Atunci nu ne-am mai văzut și nici pe cumnatul dumitare nu l-am văzut. Te rog să mă ierți. Acum mi-am amintit și numele dumitare. Vasilache, da, exact, așa spuneam și eu. Da, și Bratis, ce mai face? E bine. Nici pe el nu l-am văzut de mult. Vă rog să-i transmiteți complimente. Mulțumesc. Da. Și... mandatul. Nu v-am spus, e aici la mine, mandatul. V-am spus și eu, sunt puțin cam grăbit, știți? Aș dori să fie la mine. Asta nu este chiar un lucru așa de simplu. Nu, de ce? Întâi trebuie să vă dovediți identitatea. Să mi-o dovedeți? Față de cine? Față de ce? Față de mine, bineînțeles. Față de dumneata? Da, bineînțeles, da. E absurd, nu m-ai recunoscut chiar dumneata, dineauri. Ba, da, sigur. N-ai spus dumneata că sunt Cristian Simionaș de la cercul filatelistilor? Da, v-am cunoscut, da, ca simplu particular, în calitatea mea de vizitator întâmplător al cercului filatelic. Nu înțeleg. Bine, aici la ghișeu am cu totul altă calitate. Ca funcționar, nu știu cine sunteți decât dacă mi-arătați buletinul. Asta e curată birocrație, nu vă spuneți. Mă rog, ce să facem? Sunt slujbași la stat și regulamentele sunt regulamente. Da. Nu vreau să-mi asum niciun risc. Ce risc? Cum? Să spunem că dumneavoastră n-ați fi destinatarul mandatului și cu toate acestea eu vă achit suma respectivă. Da. Ce s-ar întâmpla? Întâi m-aș alege cu o mustrare serioasă. Și al doilea, va trebui să dau din buzunar 200 de lei ca să achit suma achitată din neglijență. Stai, ce tu vorbești, mea? Păi, sunt sau nu sunt Cristian Simionaș? Dar cine spune altfel? Păi, atunci? Mă rog, dacă scrie și pe buletin că sunteți Cristian Simionaș, vă dau banii numai decât. Formele astea. Scrie și pe buletin, poftiți. Da. Ce? Buletinul e în regulă, da. Dar treaba tot încurcată rămâne. Tot încurcată? Da. De ce? Pe buletin scrie Simionaș Cristian. Da. Cu domiciliu în Carea Dorobanților, numărul 141. Exact. Iar mandatul este adresat lui Cristian Simionaș, din Calea Victoriei, numărul 16. Da, și ce-i cu asta? Și bine, dar asta e adresa unde lucrez eu, a Direcției Generale unde lucrez eu. E, asta e. Regret, dar n-am ce să fac. Și atunci eu ce fac?
Fierb banii? Deloc. Vii aduce factorul mâine dimineață la adresa indicată. Când? Ei, se spune la prima cursă, la ora 6 dimineață. Direcția generală se deschide abia la 8:30. Atunci la cursa 2, la ora 3. La 3? Eu între 1 și 4 sunt pe teren. Ei, atunci la cursa 3, seara, la ora 8. Măi, omule, direcția generală se închide la 4:30. Avem și noi un orar, nu? Îmi pare rău, dar noi nu purtăm nicio vină că orarul direcției dumneavoastră generală nu se potrivește cu orarul nostru. E absurd. Crede? E absurd. Și atunci ce e de făcut? Aveți răbdare. Vă spun eu imediat ce trebuie să faceți. Când mi s-a adus mandatul retur, da? Factorul mi-a spus că întâmplător e prieten cu portarul de la direcția dumneavoastră generală. Da, și? Vorbiți cu portarul. Cum aduce mandatul să semneze el în locul dumneavoastră? Cum să semneze? Nu-i cere buletinul. Cum să-i ceară dacă sunt prieteni? Bravo, și asta e legal, nu? Intră în litera regulamentelor. Pe mine, asta nu mă privește, e treaba factorului. Eu vă mulțumesc pentru sugestie. Mă rog. Vă salut și toate bune, tovarășul Vasilescu. Vasilache. Vasilache. Ei, cât privește cei 25 de lei... Vai de mine, vai de mine, iartă-mă, iar am uitat. Iar uit mereu, scuze-mă, te rog să mă scuzi. Nu face nimic. Sente. Poftim. Da, ia stai puțin. Dumneata, ești în mod sigur Vasilescu? Vasilache? Da, Vasilache am vrut să spun. Ești în mod sigur? Poți să o dovedești? Da, ce să dovedesc? Că ești Vasilache. Vasilache de la cercul filateliștilor. Cum adică? Adică ai carte de membru al Asociației Filateliștilor? Păi nu v-am spus că nu sunt membru, domnule? Foarte grav, foarte grav. Dă fuga și te înscrie. Dumneavoastră vă bate joc de mine? Hai de mine, se poate. Dumneata, nu știi zicala? Socoteala bună ține prietene împreună, nu? Eu am împrumutat 25 de lei de la un oarecare Vasilache, de la cercul filateric, nu de la un funcționar birocrat. Și am să-i restitui tot lui Vasilache, tot la cercul filateric, când ne-o mai întâlnit pe acolo. Așa că toate cele bune, Vasilescule. Vasilache, domnule! Vasilache! 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 Și dacă ai cumva nevoie de o recomandație ca să intri în cercul filateliștilor, apelează la mine. Ți-o dau cu plăcere, Vasilescule. Vasilache, domnule! Vasilache!